cu smerenie cădere la de mâini, ce necugetată o atispat pulsare. Fericită totdeauna adevărat, mai slăvită decât cei ce au ochi mult. A te fericite îngerești, al tău fapt cu bună cuviință, Maică și Fecioară ții l-au acoperit, atunci când tu prea curat ai adormit. Thank you.
sufletele noastre. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sunt locașurile aceste pentru ce mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritorii creștini, care odinesc aici și pretutindenea. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La sfârșit. Și frumusețea și binecuvântarea a fost după ce noi am terminat prohodul frumos, apoi s-a urmat Sfânta Evanghelie în conjunct cu epitaful Sfânta Biserică, monumentul istoric, și apoi ați făcut pe Sfânt Epitaf. Ceilalți n-au avut răbdare. Dumneavoastră ați luat cu una, cu darul Harului Dumnezeu. Trebuie să ne obișnim puțin și cu frigul, fiindcă mergem spre toamnă. Eu vă mulțumesc din inimă că totuși cei care ați rămas se vede lucru că aveți credință vie în Dumnezeu și rog pe Măicuța Domnului care vechează asupra noastră în noaptea aceasta și tot timpul și noi trebuie să prevedem unde Măicuța Domnului să mijlocim și să cerem mine și iertare să vă primească rugăciuni de miezul nopții care sunt de aur înaintea lui Dumnezeu, însăși Măicuța Domnului spune că adună rugăciune de miezul nopții de la noi toți, puțin credincioși și păcătoși, așa că să vă răspătească Măicuța Domnului cum va ști mai bine.